Accident grav într-un sens giratoriu din Bistrița Năsăud. Un șofer care conducea cu viteză a intrat în plin într-un autobuz în care se aflau 30 de pasageri, căruia nu i-a acordat prioritate. Unul dintre pasageri și șoferul autobuzului au ajuns la spital, la fel și două persoane aflate în autoturism. Prima persoană care era în spatele șoferului s-a lovit destul de rău. Am văzut autobuzul s-a ciocnit cu mașina mică și l-am văzut că o sărit peste acostament. S-a băgat prea dintr-o dată și am venit și eu și ne-am lovit. În urma impactului a rezultat 5 victime, care au fost din care 4 au fost transportate la spitalul județean. Anchetatorii caută să stabilească acum toate detaliile privind producerea accidentului.